Fă-ți prieteni și crede în ei, a fost sloganul sub care s-au adunat aseară ziariștii și nu numai la petrecerea organizată de Radio Total. Ei au uitat pentru o seară de competiția din lumea presei românești și au încercat doar să se cunoască între ei și să-și facă noi prieteni. Am gândit că brazla jurnaliștilor, din păcate, și nu numai a jurnaliștilor, a oamenilor care lucrează în mass media, este încă o brazlă dezbinată. Nici nu ne cunoaștem foarte bine, vorbim foarte mult unul cu celălalt la telefon. E nemaipomenit, ne cunoaștem prin invenția lui Bell, dar doar atât. Și atunci am zis că încercăm, este un debut, da, să organizăm astfel de seri, noi să fim gazdele Radio Total, dar să ne întâlnim cu prietenii noștri din mass media. Radio a rămas marea mea iubire și dacă n-am avut norocul să semnez un contract cu cei de la Radio Total, măcar la petrecere să vii. Bună seara, no comment! De ce în seara asta și de ce la tavernă? Bună seara, am venit la un chef total, al postului Total, și este o mare plăcere pentru noi a fi aici, având în vedere că este un post care promovează o muzică foarte bună și suntem și noi promovați aici și de aceea am venit. Nu, am glumit, am venit de plăcere. Thank you.